Ești pe gustul celor care își doresc întotdeauna să găsească o licărire de soluție, fie ea etică, fie ea în dorința aceasta de a găsi speranță dincolo de activitățile care ne golesc în general. Mulțumesc pentru această introducere, îți mulțumesc că ai acceptat de această dată să fii alături de invitații noștri pe scenă și nu să faci onorurile, deci m-ai făcut și pe mine mai fericită și drept mai arogantă. Am marea bucurie să vă introduc în continuare invitatul nostru al lui Cisoia, omul care a reușit să povestească istoria aroganței pe înțelesul tuturor într-o formulă culturală de foarte mare calitate. O să vedeți dacă răsfoiți cartea. Thank you so much for being here. The time has come, so now it's your time to be arrogant with us all and tell us how can we put a limit to arrogance. Thank you so much for being here. But then my Romanian stops. Mai se oprește româna mea. Well, I think so much has been said that I wonder if I can add something new of the description of the book. Mă tem că s-au spus atâtea încât poate că nu mai a rămas nimic de adăugat despre această carte. I will, at the risk of being too simple, I will try to be very simple. Cu riscul de a fi prea simplu, voi încerca totuși să fiu simplu, de înțeles. Let me remind as an introduction that one of the main differences between Jung and Freud is that Freud has been called monotheistic or monopolarity. For instance, the feminine suffers from a masculine plus castration. Jung, on the contrary, describes psychic situation always starting from two polarities. Principala diferență dintre Jung și Freud este aceea că Freud a fost un monoteist sau monopolarist, dacă putem să-i spunem așa, în sensul că a considerat un singur pol, cum ar fi faptul că, de exemplu, femininului presupunea el că i-ar lipsi ceva masculin, ar fi vorba de o castrare, pe când Jung a considerat de la început că specificul psihicului este dubla polaritate, masculin și feminin, în egală măsură. So, if I understood correctly, there were talks about the shadow, the Jungian idea of the shadow, and Jung says we cannot understand the light if we do not see the darkness, the shadow, and vice versa. Jung a spus că nu putem înțelege lumina dacă nu înțelegem și partea întunecată și invers. And another difference, very basic difference between Jung and Freud, of course, is the fact that Jung introduced the idea of the collective psyche, of the collective unconscious. Și o altă diferență este între Freud și Jung este aceea că Jung a introdus noțiunea de psihic colectiv sau de inconștient colectiv. And also that Jung made the big jump from psychoanalysis into analytical psychology. That is a general psychology, not just the clinical process, not just the medical model. La care se adaugă faptul că Jung a făcut saltul de la psihanaliză la psihoterapia analitică sau psihologia analitică, mai corect, care se raportează la partea sufletească a individului, nu doar la partea clinică, la partea de patologie. So, as later also Freud said, așa cum mai târziu a spus-o și Freud, the clinical application is just one application from psychological thinking. Aplicația clinică este doar una dintre aplicațiile gândirii psihologice. Doar una.
Because today with the different discussion interviews, we often came to the fact that what I have been trying to do belongs to humanities, to human sciences, so to a not exact sciences, to a complex approach, interdisciplinary approach. Astăzi, în cursul celor mai multor interviuri pe care le-a acordat domnul Zoia, s-a discutat, s-a dus mult în discuție faptul că psihologia iungheană aparține domeniului științelor umaniste și nu este o știință exactă, așadar. And to put it in very simple terms, what I try in my little studies to do is an attempt of continuation of the great tradition of Jung and Hillman, that is to consider the whole of our culture as an entity which might be very often sick. Ceea ce încerc să fac în studiile mele este să continui tradiția lui Jung și a lui James Hillman și anume să consider întreaga cultură căreia îi aparține ca un potențial factor explicativ și care poate să fie ea însăși, această cultură, în suferință, suferindă, o navă chiar. It's needless to say that in the 20th century we had a lot of collective pathologies which manifested themselves in political forms. Inutil să mai spunem că în ultimul secol am avut o mulțime de patologii colective care s-au manifestat în forme politice. But the question now arises if in say post-ideological and also post-political Western society. Întrebarea este dacă astăzi în societățile post-ideologice și post-politice has been called also like this, but if we don't have a pathology which has to do with the economical system, with excess of production, excess of wealth, excess in general. Întrebarea așadar este dacă nu cumva în aceste sisteme post-ideologice nu avem o problemă legată de situațiile economice și în particular de în general de exces, de excesele pe care aceste culturi post-ideologice le fac. The main difference being that in the various forms of fascism or communism there was a dictator very often organizing the perversity of the system. Here there is no conspiration, no evil mind. And yet, nevertheless, sorry, we humans are providing the evil in general. Spre deosebire de sistemele totalitare, de fascism, de comunism, unde adesea era vorba de un dictator, de o figură exterioară care organiza totul, în chestiunea consumului excesiv nu există un asemenea factor extern, o asemenea persoană care să ne dicteze cum să procedăm, ci e vorba de ceva ce ne aparține. So to enter now specific topic of today and connected with political, still with political ideology. Pentru a intra în tematica acestei seri și rămânem conectați la tematica, la ideea ideologiei politice. At least those of you, I don't imagine there are not so many, but some of you are of a certain age and they might remind the name of Karl Marx, for instance. Unii dintre dumneavoastră cei prezenți aici poate vă amintiți de exemplu de numele lui Karl Marx. Considered a philosopher, a sociologist and an economist.
considerat filozof, sociolog și economist. And his vision, which had quite a bit of influence over the Western of the world in general, was that economy is the understructure of everything, the root of everything. Understructure or substructure, whatever. All the rest is overstructure, is construction. Marx a considerat că economia este de fapt structura pe baza căreia se întemeiază totul, care stă la baza a societății. But even examining economy, and economy has become more and more important in our lives, we know that now the problems of economy are perceived, are analyzed more on the side of the consumption than on the side of production. Our problem is not the way of production, usually is the way of consumption. Dar astăzi se vede clar că situațiile economice nu mai sunt analizate în termenii de producție, ci în termenii consumului. And if I understood correctly, it has been anticipated, for instance, by Mr. Georgescu, and anyhow in our talk today, the fact that excessive consumption, which is at the roots of so many problems of nowadays, is first of all a psychological problem before becoming an economical one. Iar ideea de bază este că excesul în consum nu este atât o problemă economică, cât o problemă psihologică. Așa cum a spus și domnul Matei Georgescu un exemplu pe care vi l-a oferit mai devreme legat de consumul excesiv de mâncare, de exemplu. Why do we keep buying things even when we do not have the necessity? De ce continuăm să cumpărăm lucruri chiar și atunci când nu există o necesitate pentru a le achiziționa? This is the problem of limits to our desire is first of all a psychological problem. Problema de a pune limite dorințelor noastre este în primul și în primul rând o problemă psihologică. And unfortunately, in all economical discussion, but somehow even in clinical discussion, this is not discussed enough in itself as the first origin, the substructure, and the rest is overstructure. Dar deși problema psihologică pare să fie adevărata substructură, adevărata bază a problemelor economice, ea nu este discutată suficient nici în analizele economice și din păcate nici măcar în mediul clinic. In order not to remain too abstract, in order to have an image, for instance. Pentru a nu rămâne prea abstract și pentru a avea o imagine mai clară. For instance, we architects or constructors speak of buildings, skyscrapers, higher buildings, and there are a lot of technical discussions about the limits of that. De exemplu, arhitecții discută foarte mult despre zgârie nori, despre clădiri din ce în ce mai înalte, despre tehnica necesară pentru a le construi și cam care ar fi limitele acestor clădiri foarte înalte. But we do not discuss much why we want taller and taller building. If I live on the 10th floor or 20th floor or 100th floor, my life is not that different. Dar nu ne întrebăm de ce avem nevoie de clădiri din ce în ce mai înalte și încă mai înalte, pentru că dacă locuim la etajul 10, 20 sau 100, viața nu este în fapt diferită. So the problem of building high buildings, is this only a technical problem, or let's take the problem of
particularly young people driving motorcycles. I think, unfortunately, I can assume that also in here you have a lot of accidents of young people driving too fast with motorcycles. Să luăm de exemplu cazul tinerilor motocicliști și cred că și aici aveți destule cazuri în care tinerii conduc mult prea repede, cu viteză mult prea mare și din acest caz, din această cauză se accidentează. And the problem is basically a psychological one, because very often young people, adolescents who have a motorcycle, they drive it very fast to go from here to there very fastly, and they go there only in order to come back here every time faster. Și problema pare să fie de natură psihologică, pentru că tinerii care conduc motociclete nu parcurg distanțe mari, ei vor doar să meargă pe distanțe scurte de aici până și înapoi, de fiecare dată cu viteză mai mare și mai mare. So evidently the problem is not only the technical problem of the speed of the motorcycle, nor the problem of putting limits and calling the police to limit. Before that, there is a psychological problem of having lost the limits. Problema psihologică în acest caz pare să fie aceea de a fi uitat, a fi pierdut din vedere limitele și astfel e nevoie să vină poliția și să pună limitele din exterior. And so why do we tend to lose the right connection to our, I hope we can translate that, drives or partly needs? De ce oare am pierdut legătura cu propriile noastre porniri, cu propriile noastre nevoi de bază? Or another way of putting it, desire. Sau să spunem în alt fel, cu propriile noastre dorințe. For instance, now all over the world there is an exploding problem of obesity, of overweight. We have lost connection to our appetite, but until very shortly ago the problem hardly existed, and it is now the problem number one for the World Health Organization for the future. Ne punem întrebarea, de ce a apărut această problemă a obezității în ultimii ani? Pentru că am pierdut legătura interioară cu propriul nostru apetit. Această problemă a obezității nu a existat în urmă cu 60, 70, 80 de ani. So, now, let's little by little go from our modern society to what Jung would call the archetypal pattern, which manifested itself in more traditional societies. Să mergem încet, încet dinspre societatea noastră modernă, spre societățile pe care Jung le numea arhetipale. I was just saying that there is, if people want to sit, there is me. Thank you. I mean, in traditional societies, for instance, there was a knowledge that every human existence ends up in death. And it has been discussed, thematized by anthropologists, philosophers, and so on, that our, how do you want to call it, postmodern society somehow tries to deny the existence of death, tries not to speak about death. There have been, as you probably know, many studies saying that with the end of the 20th century, the taboo on death, built on death, is the correspondent to what in the at the end of the 19th century was the taboo on sexuality. It was forbidden then to speak of sexuality, now it is forbidden to speak about death. În societățile din vechime se știa foarte clar
că orice existență se termină cu moartea. Dar în vremurile noastre se discută din ce în ce mai puțin, ba chiar tematica morții a devenit un tabu, la fel cum în secolul XIX sexualitatea era un tabu. Sexuality, the origin of life, sexual intimacy, death, the end of life. Sexualitatea acum 100 de ani ca fiind originea vieții, iar astăzi ne confruntăm cu polul opus, moartea este un tabu ca fiind finalul vieții. What I think is still the most known study on that field, the study of Philippe Ariès, L'histoire de la mort en Occident, no? He describes very well the history of death in the Western world, describes how traditionally people quotes knew when they were going to die, and they participated with their body to the acceptance of this. Philippe Ariès, în studiul său despre istoria morții, spune că în mod tradițional, în societățile tradiționale, oamenii știau, presimțeau când le sosește sfârșitul și participau în mod activ cu corpul lor la acest moment. We tend in our lay postmodern world, in the world which has been called the world of the death of God, there are no metaphysical limits, and we tend to ignore even the physical limits. În societatea noastră postmodernă, în care se spune că chiar și Dumnezeu a murit, nu mai există nici măcar limite fizice. Nu mai vrem să vorbim despre această limitare pe care ne impune natura. To make a reference which is interesting because is again a very important author which whom I read a lot in my Jungian studies, Mircea Eliade. Eliade speaks of the eternal return of the pre-modern civilization. Eliade vorbește despre mitul eternei reîntoarceri în civilizațiile premoderne. Where both the physical and the metaphysical world were still a unity, and the unity was self-limited, repeating itself. Now, of course, I oversimplify, but repeating itself along the year. Unde atât lumea fizică cât și cea metafizică reprezentau o unitate care se repetau una și cealaltă și se autolimitau în același timp de-a lungul unui an. A small society producing only agricultural production, and agricultural production goes with the season. Erau societăți mici care se ocupau doar cu producția agricolă și, desigur, aceste producții agricole depindeau de anotimpuri și dispăreau când era zăpiață. Usually there is also a specific god which protects that agricultural production. For instance, in Central America, maize was very important and there was a god of maize. Și existau zeități specifice care protejau acele recolte, cum este, de exemplu, cazul Americii, unde porumbul era foarte important și existau zeitatea porumbului, protectivă pentru porumb. And the rules, the social rules, the rules of the economical activities were one thing with the religious belief. It was just the same thinking, the same thing contained in the, of course, in an oral tradition because they had no written culture. Și regulile economice erau același lucru cu tradițiile religioase. Desigur, în tradiția orală, pentru că nu aveau documente scrise. It was impossible, we assume at least, to desire more, and of course it was impossible to
have environmental problems, to have pollution. You just reproduce the same thing and you didn't touch the nature. Era imposibil în aceste condiții să dorești mai mult și de asemenea era imposibil și să ai probleme ecologice, pentru că repetai de fiecare dată același ciclu și nu te atingeai de mersul firesc al naturii. But also in non-simple so-called, which is a very bad expression, primitive culture, because it's very Eurocentric and very arrogant. Este arogant să spunem culturi primitive și foarte eurocentric, dar vorbind despre aceste societăți tradiționale, să le spunem așa. German anthropology has a better term, Naturvölker, no, the people. Oamenii naturii, să le spunem așa, cum o spun antropologii germani. Yeah, but also in complex culture, for instance, let's remember that China was technologically in many respects more advanced than Europe. Chinese were studying, they even had spaghetti before the Italians, you can imagine. Dar dacă ne referim, de exemplu, la culturile mai complexe, cum ar fi China, care era foarte bine dezvoltată din punct de vedere tehnologic, inclusiv dispunea de spaghete înaintea italienilor. You might know that the Chinese had invented much earlier than Europe, how do you call in English, gunpowder, no, explosion. Se știe că în China s-a inventat mult mai devreme decât în Europa praful de pușcă. In Europe, once we knew it, we used it for guns, for cannons, for killing other people. But in China, it had been known for hundreds of years, and it was used to make fireworks. Praful de pușcă a fost imediat folosit de europeni pentru a face puști și tunuri, dar în China, deși era cunoscut de sute de ani, era întrebuințat doar pentru artificii. For celebration, pentru sărbători, pentru festivități. Or another example, which it's funny because I found it in a book of Levi-Strauss, and then I found that in the principal museum of Mexico, the Aztecs, the ancient Mexicans, knew the wheel, you know, the invention of the wheel, but they didn't use it for transportation. You find it in the Museum of Mexico City, in toys for children. Un alt exemplu este acela că aztecii cunoșteau foarte bine roata, dar nu o foloseau pentru mijloace de transport. Și există în muzeele lor exponate jucării pentru copii care se deplasau și aveau roți. Deci, deși cunoșteau roțile, nu le foloseau pentru a accelera ritmul vieților. So there was not this idea that of functionality, the idea of function we have in Europe, that we must use and exploit every new idea to increase the production or to increase just our military power. Nu există această idee a funcționalității pe care o au europenii, aceea că orice nouă idee sau orice nouă tehnică trebuie exploatată la maxim pentru a spori puterea. Mm-hmm. As for instance, you certainly we all know that the Japanese are very exact. They have a tradition of copying objects of other and making them better, you know. De exemplu, se știe că japonezii sunt foarte preciși și au o tradiție de a copia obiectele inventate de alții, dar de a le face să fie mai bune decât originalele. And in the 16th century, approximately through the very simple trade with some Portuguese and Dutch, the first guns, powder guns, arrived in Japan, and Japanese started producing them. Și când puștile din Europa au ajuns în
Japonia. Japonezii au început să le producă imediat undeva prin secolul 16. But then in the 17th century, in the following century, in Japan, the idea prevailed that contacts with the West, contacts with Europe, were not healthy, which was not such a bad idea, probably. Dar un secol mai târziu, în secolul 17, s-a impus în conștiința japonezilor ideea că un contact cu societățile europene sau cu alte societăți străine nu este de dorit, nu e ceva sănătos. And so, not only did they stop to have trade commerce with Europe outside, but they even stopped the production of guns inside. Și în acel moment nu numai că au încheiat legăturile comerciale în exterior cu Europa, dar au stopat și producția interioară de arme. And the technology of war went back to the sword. From gun to sword, it's quite funny for us. Și tehnica de război s-a întors înapoi de la puști la săbi din nou. But once again, now, yes, I cannot enter this, but I have also written another little book on this. This probably has to do with the fact that aesthetics is supremely important in the Japanese tradition, and war is a part of the tradition in Japan. It's not that they stopped making wars, they had a lot of wars, but wars with the sword are more beautiful than killing with a gun, which makes some sense. Și acest lucru s-a datorat și faptului că pentru japonezi, pentru cultura lor, estetica este o valoare supremă. Nu e vorba de faptul că ei n-au mai vrut să se lupte sau că n-au mai fost războaie, dimpotrivă, dar consideră că lupta cu sabia este mult mai frumoasă sau, din punct de vedere estetic, mai valoroasă decât războiul cu puști. So it is really the typical Western European fixation of being functional and using every new idea to acquire more power of whatever kind. Din nou, este această idee fixă pe care o au europenii să folosească fiecare nouă invenție, fiecare nouă idee pentru a cuceri mai mult, pentru a avea mai mult, pentru a dobândi mai multă putere. And so, how did this European tradition develop? Dar cum am ajuns aici? Cum s-a dezvoltat această tradiție? It is obvious that when we speak of European culture, we automatically go at the Greeks as our common origin of all European culture. Când vorbim de cultura europeană și de originile ei, ne raportăm automat la cultura vechii grecii. And as you know, the Greeks had gods which were not really rational and not really moral. Și cum știți, grecii aveau zei care nu erau tocmai raționali și nu tocmai morali. That is something which belongs to monotheism and to Christianity. Aceste atribuții aparțin monoteismului și creștinismului. The gods were happy. One god, well, the most typical, of course, is Aphrodite, the feminine representation of beauty, and she was allowed to be extremely beautiful. Zeii greci erau fericiți, cea mai reprezentativă zeiță este Afrodita și ei se permitea să fie extrem de frumoasă. Humans had immediate limitation. If a woman was too beautiful, she was punished by Aphrodite, even if she had done nothing wrong. În schimb, oamenii aveau parte de limitări foarte imediate. Dacă cumva se întâmpla ca o femeie să fie foarte frumoasă, era imediat pedepsită de Afrodita, deși nu făcuse nimic rău, în principiu, sau din punctul nostru de vedere, nu făcuse nimic rău.
The function of the gods was simply to limit humans. Funcția zeilor era să limiteze oamenii, să le pună o limită oamenilor. If humans were too happy or too rich or too beautiful, the gods became envious. Dacă oamenii erau prea fericiți sau prea frumoși sau prea bogați, zeii deveneau automat geloși, invidioși. There is this expression which recurs in classical Greek literature of Thonos Theon, the jealousy or envy, sometimes it's translated with envy, sometimes with jealousy, which are not exactly the same thing, of the gods anyhow. Există această expresie pe care o veți găsi și în carte, Thonos Theon, invidia zeilor. And this is the very indirect function of the divinity in Greece. Okay, so there was no morality, no, there was just the general moral principle of not too much meden agan, you know, to have never too much. Principiul moral care guverna această lume era principiul de a nu avea niciodată prea mult. Nu prea mult, aceasta era regula morală atunci. You might, if you have studied the Greek culture, in reality morality came of what was right or wrong from Delphi, the Oracle of Delphi, and at the Oracle of Delphi there was were these two inscriptions, Gnosis Euton, no? Know yourself, and Miden Agan, nothing too much. Moralitatea a venit de la Delphi și la acest oracol existau două inscripții, două principii de bază. Cunoaște-te pe tine însuți, pe de-o parte, și pe cealaltă, nimic prea mult. And to want too much desire, excessive desire, was called hubris, that's a principle. And the other polarity, the corresponding principle, the limitation, was called nemesis. Să-ți dorești prea mult, să ai o dorință nelimitată, era numit hubris, și principiul opus, cel care punea limită acestei dorințe nestăpânite, nelimitate, se numea nemesis. And nemesis, I don't know, in English you use, I don't know if you use it in Romanian also, the idea of nemesis. In Italian sometimes we say it's the nemesis. I have wanted too much and now there is a sort of almost superstitious punishment, believed that punishment. Încă există în Europa, poate a mai rămas și în România, această idee că dacă vreau prea mult, voi fi pedepsit, va fi nemesis. And for this was so objective, having to do even nothing with good or bad intentions, that you see people punished simply because, for instance, a lady was born too beautiful, she was punished. Or Herodotus tells the story of the king Polycrates, who was too wealthy and was punished by the gods simply because he was wealthy. Nu era vorba de ceva rațional. Pur și simplu, dacă ceva era prea mult, era vorba de un exces, prea multă frumusețe sau prea multă bogăție, automat grecii susțineau că persoana respectivă era pedepsită de zei. And anyhow, those things start changing, nevertheless, this balance start changing, which existed in Greece. There was, the wealthy people were trying to be not too wealthy. For instance, the fleet of Athens, with which the Athenians have defeated the Persians, was built by rich people. Once you were rich, you offered, because they were superstitious, they didn't want to remain too rich. Și în acele vremuri, oamenii care erau foarte bogați, spre exemplu, dăruiau și vroiau să facă ceva ca să nu rămână atât de bogați, de teamă de a nu fi pedepsiți. De exemplu, flota ateniană cu care au fost învinși
Persani a fost construită de aceștia, de o parte din oamenii bogați ai Atenei, care au vrut să scape de o parte din bogăție în acest fel pentru a nu risca pedeapsa divină. And if you are familiar with both Plato and Aristoteles, they recall this, the ideal city, the ideal state is not that big, cannot be bigger than that for Plato and for Aristoteles. Again, the ideal city is the one which has a central square where everybody can be heard. So, I don't need a microphone, I speak with you, and that's a human dimension, okay? They say, which also makes some sense. Și Platon și Aristotel vorbesc despre dimensiunile ideale ale orașelor, care nu trebuie să fie prea mari. Dimensiunea considerată potrivită de către Aristotel era aceea unui oraș în care, în a cărui piață, se pot aduna toți locuitorii săi și se pot auzi unii pe alții, fără microfon. And if a city, for instance, grew too much in population, then they would found another city, you know, how do you say, make a colony of the city. Athenians, for instance, and other, had a lot of colonies in the south of Italy. Sicily was built in ancient times like this, by apoikia, separating a certain amount of population and sending it away, not making a bigger state, not making war to another city to have your state bigger. Și dacă un oraș creștea prea mult peste aceste dimensiuni considerate optime, acest lucru era controlat prin colonizarea a altei părți a lumii. Deci, practic, se deplasa o parte din populație astfel încât numărul optim de locuitori să nu crească și se întemeia o nouă colonie. Așa am aflat și eu cum au apărut coloniile grecești de pe țărmul Mării Negre. I'm not building an artificial paradise. I'm not saying that they were not violent. Greek cities made war, had war, and they killed each other, but the war and the killing was not about conquering another city. It was just a matter of honor from time to time. Nu vorbim aici de niște vremuri paradisiace în care totul era perfect și pacea domnea pretutindeni. Orașele grecești se știe că mergeau la război, dar nu mergeau la război în scopul de a cuceri. Erau chestiuni de onoare. And here, now, how comes that we have that origin, that we have inherited things which are the most beautiful somehow of European tradition from the Greeks, but we have not inherited this natural morality? Dar cum se face că am moștenit atâtea lucruri pozitive din cultura Greciei antice, dar nu am păstrat acest principiu de bază al moralității? Here there are several factors. Now time is passing, I will not enter many topics, but I will just make short reference to two of the elements, two of the reasons. Pentru că timpul trece, vom menționa numai două dintre motivele pentru care nu am păstrat și acest principiu al moralității. One is the most known historical fact, the wars between Athens and the Persian Empire, which caused what Jung would call a psychic inflation. Unul dintre factori a fost în războiul dintre atenieni și persani și Imperiul Persan, care a cauzat ceea ce Jung ar numi astăzi o inflație psihologică, un gen de infatuare, cumva. Mm-hmm. Namely, the Persians have been described, for instance, by Herodotus as being limitless. They were rich, they had clothes with many colors, they were very noisy,
the opposite of the modesty of the old style Greek. Persanii erau descriși de Herodot ca fiind bogați, gălăgioși, îmbrăcați foarte frumos, trăiau în lux, absolut opusul modestiei tradiționale grecești de care am vorbit mai devreme. And if we believe to Herodotus, who of course is exaggerating a lot. Dacă e să-l credem pe Herodot, care totuși exagerează destul de mult. Millions of Persians came to invade Greece. They were probably much less, but still an enormous amount, for maybe 100 or 200,000. Milioane, după părerea, milioane de persani, după părerea lui Herodot, ar fi invadat Grecia. În realitate, se poate că au fost câteva sute de mii, dar oricum enorm de mulți, un număr foarte mare pentru acele timpuri. And the fact of having won a military battle so striking, so unexpected, provoked a feeling of inflation or of omnipotence in the Greeks for the first time. They sort of psychologically incorporated the enemy, the strength. They were fascinated by their strength of the empire, and they incorporated for the first time this fascination. Și faptul de a-i fi învins pe acești persani numeroși și zgomotoși, gălăgioși și plini de excese, i-a fascinat pe greci și se pare că au interiorizat figura acestor dușmani pe care i-au cucerit cu toate excesele lor. Și asta a cauzat această inflație, această infatuare. And this is of course the visible material fact, visible in geography, and there is then a more psychological and cultural fact. Acest fapt, această cucerire este cunoscută din punct de vedere geografic, dar e vorba și de o schimbare, o transformare la nivel psihologic. Approximately in the same period when these big events take place in the 5th century before Christ. Aproximativ în aceeași perioadă în care acest război a avut loc, în secolul 5 înainte de Hristos, Socrates and philosophy and abstract thinking starts. Now I oversimplify something, but it's the real beginning of what we still call philosophy. În acele vremuri, așadar, Socrate și gândirea filozofică și gândirea abstractă au început, au luat naștere. No, philosophia. I am friend, I love wisdom, Sophia wisdom. Before that, there were, with the Greeks, had like other civilization, only the wise people. In Italian, we say the saggi, the sapientes. Yes, so individual people. With Socrates, the philosophical thinking starts. Înainte de Socrate, nu exista iubirea cunoașterii, filozofia. Exista iubirea înțelepciunii, dens și căutarea înțelepciunii. Existau înțelepți în sine, întrupați, persoane înțelepte, ca și în societățile tradiționale. Nu exista conceptul de înțelepciune în sine, ci doar înțelepciunea întrupată în înțelepți. And with the wise person, when the wise person dies, his wisdom dies with him. With the philosopher, there will be a next philosopher who restarts where the previous one has stopped. So philosophy, like science, that the Greeks also start what they call physis, no? The scientific observation is cumulative. So this idea of progress, of having more wealth, knowledge, etc., starts, and it will not stop anymore for the human history. Înainte de Socrate, când un înțelept murea, toată înțelepciunea se ducea odată cu el. După Socrate, dacă un filozof murea, următorul filozof continua procesul de unde l-a lăsat predecesorul său și astfel se consideră că acesta a fost punctul de la care
a început ideea de progres și de a duce din ce în ce mai departe cunoașterea, înțelepciunea, dacă vreți, și cucerirea. And European history goes on like this. I mean, Greek history is not anymore starting again from this century. A history of limited city, each one administrating his territory. It becomes the imperialism of Athens first. Din acest moment, inclusiv la nivel politic, nu mai vorbim despre orașe izolate și limitate, ci începe imperialismul Atenei la început. Then the imperialism of Sparta, then the imperialism of Macedonia, Alexander. Apoi imperialismul Spartei și ulterior imperialismul Macedoniei cu Alexandru cel Mare. And then, of course, the imperialism of Rome, where there are even definitions, the idea of the empire is to dominate as much as possible of the existing world. Not we are to the other extreme. Apoi imperialismul Romei și tot așa până la ideea celelalte extreme în care am ajuns astăzi de a domina lumea până la urmă. And as we all know, there is the first monotheism, Judaism, which is also limited. There is a natural limit. You are a Jew only if you are born in a Jewish family. But once you have Christ and Christianity, the idea of Christianity is that this monotheism, which is somehow the continuation of Judaism, has a totally different attitude. You have to try to convert. In Italian or in Greek, it's called proselytismus, you know, to expand the book. So, on both a political, physical, but also on a spiritual, religious level, everything has to expand. Am vorbit despre planul politic și la nivel religios se întâmplă același lucru. Dacă în prima religie monoteistă, în iudaism, exista acest principiu al autolimitării în sensul că erai evreu doar dacă te nășteai într-o familie de evrei, creștinismul renunță la această limită și dimpotrivă dorește să convertească și să ajunge astfel la prozelitism, dorind să convertească pe toată lumea la această nouă religie. And so we come to our modern Western world, which has been always trying to expand itself, of course in a more evident way in the countries which were also colonial powers. Și astfel ajungem la situația noastră de astăzi, la lumea modernă care în permanență vrea să se extindă. First Spain, then France and England, the attempt to conquer the other continents also. Începând cu puterile colonialiste, întâi Spania și apoi Franța și Anglia, care au vrut să cucerească celelalte continente. And now we have, we hope to have in Europe less wars, but we have substituted them with economical wars. You know, who is producing more, who is becoming more wealthy. Și acum în Europa sperăm să avem mai puține războaie la propriu, dar acestea au fost înlocuite cu războaiele economice. Cine produce mai mult, cine este mai bogat. And the production, the increase of production has grown so much that we do not know how we will manage, how we will control the consequences of production. Și producția a crescut atât de mult încât nu știm încă cum vom putea controla consecințele producției excesive.
You know, for instance, that in about in the 30s something, in half a generation, China will be the biggest, certainly the biggest industrial economical power of the world. Se știe că China va deveni cea mai puternică putere economică a lumii. But we know that already now China is provoking much more pollution than the United States. Dar știm deja că statul chinez produce mai multă poluare decât Statele Unite în prezent. And the problem of pollution and of climate change is of course something we always discuss about. But something like this exists. It's not precise to say that we know the causes, and yet we know that the climate change exists and is changing the conditions of life on our planet. Și știm că schimbările climatice există, chiar dacă nu putem spune cu mare precizie care sunt cauzele, știm că aceste schimbări climatice afectează planeta. So, to come back to where I have started and to come back to the idea, Jungian and Freudian idea, that the myth is always with us, that even if we have forgotten a myth, it stays in our so-called collective unconscious, and that a belief which has been there for thousands of years does not disappear simply because we are not consciously interested in myth. Și pentru a reveni la ideea cu care am început, aceea a mitului Nemesis, a autolimitării și a pedepsei pentru a vrea prea mult, trebuie să amintim că Jung consideră că mitul nu dispare pur și simplu. Chiar dacă nu mai suntem conștienți de el și l-am uitat cu totul sau dacă atitudinea noastră s-a schimbat radical, mitul totuși trăiește undeva în psihicul nostru. I have asked myself and I asked you whether all the studies which are becoming so important about the limits to growth, the limits to pollution, the limits provoked by the exhaustion of raw material and so on are of course technical problems, but at the same time aren't they also a modern form of narrative of the old myth of Nemesis punishing arrogance, punishing our excess of desire? Și m-am întrebat și vă întreb și pe dumneavoastră dacă nu cumva problemele cu care ne confruntăm astăzi, spre exemplu problema absenței materiei prime sau a resurselor energetice, printre altele, sunt doar probleme tehnice sau sunt cumva o formă prin care vechiul mit al pedepsei pentru consumul excesiv sau pentru dorința nelimitată apar astăzi sub această formă? And I think that the fact that the myth is alive even when it has been forgotten. Și cred că faptul că mitul trăiește încă chiar și dacă a fost uitat. As Jung always said. Așa cum spune tot timpul Jung. Let's think about all the catastrophic tales we are told, for instance, in cinema, or just how we are fascinated by catastrophic events. There is a lot of description of catastrophic events which has to do not only with that event. Să ne gândim la toate scenariile apocaliptice și catastrofice din filmele de succes din ultimii ani și la fascinația noastră pentru evenimentele catastrofice. For instance, if the ship Titanic sinks,
And if you, I don't know, I frankly don't remember how many people died, certainly many, but maybe 1,000, maybe more. But we have all the time tragedies in which many more people die, and yet they are not so symbolically expressive of the hubris nemesis. Să ne gândim, de exemplu, la situația, la tragedia Titanicului, în care au murit poate 1000 de oameni, și știm că există alte situații catastrofice mult mai vaste, în care mor mult mai mulți oameni, dar nu sunt atât de simbolic reprezentative pentru mitul Hubris Nemesis. Because it was the biggest ship ever built, and there are legends that many people said, oh, not even God will be able to sink such a ship. And of course it immediately sank. Pentru că a fost cea mai mare corabie, cel mai mare vas construit vreodată și există legende care povestesc că se spune că nici măcar Dumnezeu nu va reuși să scufunde acest vas, dar desigur s-a scufundat din prima. Or another story which was a terrible, I mean real story, not just a story, chronicle, was the destruction of the Twin Towers in New York. Sau un eveniment mai recent, distrugerea celor două turnuri gemene din New York. But the specificity of that event was, in my opinion, the fact that the terrorists, we cannot know to what extent consciously, intentionally, or to what extent simply pulled by the myth, because the myth is alive, even if we do not remember consciously, wanted to strike the West with an idea of the symbol of American power and wealth and arrogance and the skies punished by a traditional morality. Și nu știm în ce măsură acei teroriști au acționat conștient sau inconștient, pentru că, repet, mitul trăiește chiar dacă am uitat de el sau nu. Nu știm dacă aceste atacuri nu au reprezentat pedeapsa orientalilor sau față de excesele și aroganța Americii. Now I really finish. One last image, going back to the Jungian idea of the two polarities. În încheiere, o ultimă imagine care se referă la ideea jungiană a celor două polarități. If we have studied particularly psychopathology, we know that there is a very important syndrome which is called the manic depressive syndrome. În psihopatologie există un sindrom important care se numește sindromul maniaco-depresiv. We all humans are something in between polarities. We are, each of us is in between the polarity, masculine or feminine, old or young. Noi oamenii suntem cu toții situați undeva între două polarități, masculin, feminin, tânăr, vârstnic, maniac, depresiv. In these two polarities, manic, depressive, they describe manic the acceleration to do many things, to concentrate the time, somehow, I put it very simply. Depression has to do with the slowing of time. Everything seems an eternity. Okay, so the manic person tends to do too much, the depressive person tends to do too little. În polaritatea maniacal sau depresiv, polul maniacal sau cel care se apropie de acest pol dorește să facă foarte multe lucruri și să fie foarte activ și astfel să comprime timpul. În schimb, ce polaritatea opusă, persoana care se apropie de capătul depresiv al axei, tinde să extindă timpul. Totul pare să dureze o veșnicie, totul se întâmplă extrem, extrem de lent.
But as we know, pathologies have to do, are connected with the time, with the culture. Dar cum, după cum știm, patologiile sunt legate de timpuri, de vremuri și de cultură. Between manic and depressive, we should stay somewhere in the middle. The balanced position should be in the middle. Între cei doi poli, maniacal sau depresiv, ar trebui să ne găsim un loc undeva spre mijloc. But for instance, in the Middle Ages, a psychiatrist, psychiatry did not exist, by the way, in the Middle Ages, but if we transport a modern psychiatrist in the Middle Ages, he would say everybody is depressive, right? Dacă, de exemplu, am transporta în timp, în evul mediu, un psihiatru de acum, el ar considera că toată populația e depresivă. If we bring, on the contrary, a psychiatrist of the Middle Ages, or simply a person of the Middle Ages in modern times, he will say we are all manic. Dacă am aduce însă un om din evul mediu în prezentul nostru, el ar considera că suntem ultra agitați, maniacali. So, to come back to my argument, we all are too manic, we all tend not to have limits, to do activities and never accept passivities, to buy new things and never to give up too many things that we have. You know, the imbalance is structural in the world we live in too. Și pentru a reveni la argumentul meu, cu toții astăzi suntem maniacali. Ne agităm prea mult, nu lăsăm timpul să așeze lucrurile, în permanență facem câte ceva, cumpărăm o grămadă de lucruri fără să renunțăm la altele. Deci balanța este dezechilibrată. And this is simply another way of looking at it, and in order not to become limitless myself, I will really stop, and I hope there are some comments. Și ca să nu devin eu însumi nelimitat, mă voi opri singur și aștept întrebări și comentarii din sală. Thank you so much for the permission to mention.